Bine v-am regăsit, băncoșilor, dragii mei, în această seară uităm toate grijile de peste zi, uităm cine e la putere, uităm ce credite, cât va veni întreținerea, hai că se face cald afară, mai oprim centralele. În seara asta sper să ne distrăm, dacă nu, măcar să zâmbim, alături de invitatul meu, care este pentru prima dată în față în față cu mine, are foarte mari emoții și el se numește Alin Caraman. Bună seara, Alin, bine ai venit! Salutare, Andrei! Este pentru prima oară în fața mea în cadrul acestei emisiuni, pentru că noi față în față, prima dată, de fapt nu chiar prima dată, la puțin timp după ce ne-am cunoscut, am stat în fața altarului și anume el este nașul meu, nașul nostru și al nostru de cununie și al copilului și al lui Armin. De aceea o să am poate puține emoții, că na, când vine nașul la fin, știi cum e. Eu trebuia să fiu pregătit aici cu un curcan, cu ceva, cu de-astea, dar curcanul m-a oprit pe șosea, mi-a luat carnetul și asta e. Da. Cum ți s-a părut invitația mea? Te-ai fi gândit vreodată că vii la Bank Show? Tu care ai fost în emisiuni, sigur, ai fost și în emisiuni de, putem spune, divertisment, aia cu pokerul? O să vorbim puțin mai să încolo. Să zicem că e de știință. De știință? Vai, ce modest ești! Da, este cunoscută pasiunea ta pentru poker. De a fapt, mea sau a noastră? A noastră. N-am vrut să spun ca să nu știe soția unde plec miercurea, deși n-am mai venit de vreo 2 ani. Dar am încredere în tine că mi-ai pus deoparte și mie acolo un procent mic. În afară de poker, ce alte pasiuni mai ai? Păi cred că pasiunea principală se naște cumva din copilărie, de când îmi plăcea să joc Monopoly, lucru care și astăzi îmi place să... Știu, ne bați mereu, de câte ori mergem la munte, ne bate și la Monopoly. Așa. A fost chiar drăguț, pentru că la un moment dat, jucând în adolescență și în tinerețe cu prietenii, am ajunsesem la nivelul în care limitele regulamentului erau limitate. Și erau niște lucruri pe care nu erau clar definite în regulament. Și am încercat noi să creăm un regulament, dar după aia când mă duceam și mă întâlneam cu alți jucători, ziceau, nu dom'le, că nu e așa. Și în stilul meu caracteristic am luat domeniul regulamentmonopoly.ro, am pus acolo regulamentul meu și când jucam cu un străin și ajungeam la o controversă, ziceam, domne, intră pe internet și găsește tu care e regulamentul. Și omul, da, domne, am găsit aici pe regulament Monopoly. Dar era făcut de tine. Că ăla este regulamentul. Incredibil. Așa ne-ai păcălit și pe noi, mi-aduc aminte. Cam așa. Și, deci de mic mi-a plăcut Monopoly și după aceea, odată cu vârsta, mi-a plăcut ca acest Monopoly să-l joc în realitate. Și cred că pasiunea mea este businessul, e adrenalina pe care ți-o dă businessul și antreprenoriatul. De aceea acum sunt chiar în stadiul în care, în cadrul Romanian Business Leaders, membru al cărei sunt o organizație de business și sunt membru în această organizație și cumva au făcut un program Tineri în Arenă în care mentorăm tineri. Tineri antreprenori care vor să fie antreprenori și ceea ce noi nu am avut pe vreme, în vremea noastră, un mentor să ne învețe și să ne arate, să ne ghideze și să ne sprijine în începuturile de business, astăzi iată există, însă trist este că pe vremea noastră, când eram noi tineri, ți-aduce aminte când îți spăla parbrizul, de exemplu, sau când își cerau un ban, cum ți se adresau cerșătorii? Bună oară și bună parte din ei. Toți cu boss. Ce faci, boss? Boss, șeful? Sau, la vremea aceea, patroane. Patroane! Da, da? Corect. Iată, astăzi lucrez foarte mult cu tinerii, atât în cadrul Tineri în Arenă, dar mai mult în cadrul Rotary și Interact, pentru că sunt advisor la mai multe licee din București și îmi place partea lor de voluntariat. Deci lucrez mult cu ei și sunt alături de ei și îi întreb... Cine vrea să fie antreprenor? Cine vrea să fie patron? Din păcate, nu sunt 1% cei care ridică mâna că ar vrea să fie antreprenor, ceea ce în generația noastră, când noi eram adolescenți și tineri, în anii 90, cred că 99% am fi ridicat mâna. Culmea, astăzi, când... alte oportunități. Oportunitățile erau atunci mai mari, dar acum sprijinul este mult mai mare și interesul și dorința. Pentru că mă uit în generația noastră de antreprenori, am rămas cu experiența, dar ni s-a dus energia.
Și atunci căutăm să avem lângă noi tineri cu energie, cu vibe, cu dorință, cu idei, foarte important, și pe care noi să îi luăm sub aripa noastră protectoare, să-i sprijinim din toate punctele de vedere, dar căutăm locomotive noi care să ducă business-uri noi mai departe. Deci există această dorință a antreprenorilor din generația noastră să găsească tineri, dar din păcate din ce în ce mai puțin tineri vor să calce către pe pașii aceștia dificili ai antreprenoriatului. Au cumva imaginea rezultatelor, dar drumul spinos cumva nu-l văd până acolo. Dar poate de modestie nu ridică mâna și spune tot patron. Hai să încep de jos, hai întâi eu să muncesc și poate o să ajung patron. Te-ai gândit? Da, dar antreprenorul... Nu are loc modestia, nu? Antreprenorul în sine trebuie să se gândească, tânăr fiind, trebuie să se gândească la un startup. Startup-ul exact asta este, o iei dintr-un loc foarte, foarte mic. Și în momentul în care ai o idee de business, deci un startup, startup-ul se definește că nu ai de unde să ai experiență, pentru că este o idee nouă, un lucru nou, deci nimeni nu are experiență. Așa cum eu, când am început domeniul nunților și am fost prima firmă din România care am înființat o astfel de agenție de nunți, în anul respectiv m-am dus la Viena. Și am întrebat, nu exista internet, și am văzut un magazin de rochii de mireasă și am zis, ăștia sigur trebuie să mă ghideze și să mă duc la o agenție de nunți, să fac acolo pe posibilul client, să văd și eu cum arată o agenție de nunți cu seriozitate, cu vechime, mă gândeam, de zeci, sute de ani. Și am întrebat la magazinul acela, eu fiind și vorbitor de germană, i-am întrebat și dorind să intru în detalii, i-am întrebat, unde găsesc o agenție de nunți? Și zice, agenție de nunți? Se întâmpla asta în 1999. Zice, a fost una în Viena, dar a dat faliment. Mentalitatea austriacă nu este încă pregătită pentru așa ceva. Și de seama că pentru mine a fost plumb în picioare. Păi dacă mentalitatea austriacă nu era pregătită cum tu să apeleze să la o agenție de nunți, cum naiba eu reușit eu în România? Dar din fericire, nu numai că am reușit, s-a creat o întreagă industrie și putem spune, cel puțin în domeniul ăsta al nunților, că suntem la nivel mondial, pentru că am avut vizite din Anglia, din America, oamenilor cu bogată experiență în nunți și știi că facem un târg la Palatul Parlamentului și ei au fost la târguri în toată țara, în LA, în Frankfurt, în Barcelona, și au fost la târgul de aici, unde sunt toți furnizorii și toată lumea bună a nunților, și au intrat în târg și au zis, băi, dar nu-i nimic cu nimic, chiar este peste, sigur că ne ajută și clădirea care este absolut fabuloasă, iar ei comparând târgul și nivelul la care se fac nunțile în România, au spus că cel puțin din punctul ăsta de vedere suntem top. Ceea ce iarăși ne ajută este că românii pun foarte mult accent pe ideea de nuntă. Nu este o simplă masă bună oară la un restaurant sau o mică, nu știu, atenție în curtea casei, cum fac americanii, poate de multe ori. Sau pe plajă. Nunta cu dar, sigur, ajută ca și buget față de obiceiurile din afară, unde nu sunt dar. Nu există dar, nunțile cu dar ajută ca nivelul nunților să fie și toate acestea coroborate ne duc într-un loc wow. Trebuie să le spunem și privitorilor, pentru cei care nu știu sau nu asociază imaginea ta, pentru că tu nu apari foarte des la televizor decât în momentul în care e nevoie să îți prezinți un proiect sau să vorbești despre el sau să îi îndemn pe oameni să vină în anumite acțiuni, să participe la anumite acțiuni ale tale. Așa cum există titulatura, mie nu-mi place și nu o să-ți placă nici ție, sunt sigur, o să-ți facă o surpriză neplăcută, așa cum există regele asfaltului, rege, mie mi se spune regele bancului și mă deranjează foarte tare că nu sunt eu, pot să vă spun că Alin este regele nunților din România. Adevărul este că ai făcut cele mai extravagante și cele mai cu ștaif, așa, nunți, de la nume superlative. Din păcate, da, așa cum ai zis, regele nunților, aici
încerc să lucrez la lucrul acesta, așa cum în urmă cu 15-20 de ani am luptat și cred eu că am trecut de, și am reușit să schimb mentalitatea românilor, pentru că acum 15-20 de ani era cunoscut că nunțile în cort înseamnă nunți de foarte proastă factură și nunți specifice anumite zone. Acum, rurale. Acum se știe că o nuntă cu ștaif poate fi o nuntă specială, mai ales că majoritatea miraselor își doresc o nuntă în mijlocul naturii, ci nu între niște stâlpi într-un oraș și între niște pereți. Și atunci nunta la cort a devenit ceva bine văzut. Tot așa, din păcate, când spui cuvântul, tot ce spui în fața cuvântului nunți, da, este peorativ. Deja dacă ai zis, e când sunt o formație de nunți, e un fotograf de nunți, e un cameraman de nunți, te duce automat cu ideea peorativă că sunt de proastă factură, ceea ce este total greșit pentru și încerc să lupt și să schimb această percepție și s-a mai schimbat ușor, ușor, pentru că sunt foarte mulți fotografi cu premii și, sau cameraman care vin din televiziune sau vin din anumite zone specifice și care când ajung în domeniul nunților își dau seama că este o industrie grea, o industrie în care dacă vrei să faci cu profesionalism, odată ai de muncă, doi, dacă vrei să ai de-a face cu miresele, ai de trei ori mai mult de muncă pentru că ele sunt o specie aparte. Mi-ai ridicat la plasă. Pentru că suntem la Bank Show, rând pe rând mi-au trecut bancul, ai spus ăla cu startup-ul, am avut un banc, s-a dus și ăla. Adică mă gândeam, da, eu dacă aș inventa un startup eu personal, mi-aș dori să fie un startup de musafir. Crezi că ar mai putea ajuta cu un tânăr antreprenor să-mi facă un startup de musafir? Că mă pricep foarte bine să fiu un musafir. Asta una. După care la nuntă, majoritatea prietenilor ce urmau să se căsătorească, bineînțeles că le făceam aceeași poantă, zic, băi, tu nu ești întâi, tu nu înțelegi, Dumnezeu ți-ară dă semne. Cuvântul nuntă începe cu nu. Ce nu înțelegi din asta? Asta una. După care două foarte scurte ți le spun, că le spun eu înainte pentru că vreau de la tine ceva nou, proaspăt, și de-aia le zic eu pe astea întâi, că știu sigur că le știi. Zice, alo, ce faci? Bine, mă, uite, sunt la o nuntă. Păi zice, la cine? Nu știu, habar n-am, că de-abia am intrat. Și al doilea tot așa supărat, ce faci? Lasă-mă în pace. Și sunt supărat de nu se poate și mâine aveam și eu niște și trebuie să mă duc la o nuntă. Pe bune, la cine? La mine. Da, Andrei, cred că uită că atunci când și-a făcut nunta, a venit cu Grațiela la mine și au zis, uite, tu vrei să vrem să ne fii nași. Poate că au vrut să le fiu un naș ca să le iasă nunta mai ieftin. N-am de unde să știu în viața aceasta. Clar de unde, că ne-a încasat dublu. Deci de unde mai ieftin? Da, aveam de unde, că nu fiecare zi lucrez cu un actor așa celebru. Vai, de și mine. Cu doi. Cu doi, unul, da, era în devenire, acum în plină forță. Sau chiar cu trei în familie, pentru că și Armin, da, vine tare din urmă. Vine tare din urmă și o să devii cunoscut. Ăla va fi momentul frumos când ți se va spune, a, ești tatăl lui Armin. Te știu, ești tatăl lui Armin. Știi când a fost asta, nu? Când a venit la București cu Julio Iglesias și da, tineretul, da, 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 și da, da, cine este, mă? Cum, mă, cine este, mă? Ăsta e tatăl lui Enrique, mă. Exact pe sistemul ăsta, exact, pe care l-ai spus tu. Și vin ei doi la mine, știi, cu ochii mari așa și întrebător și zice, Alin, că noi nu știm ce și cum, recomandă. Suntem la prima abatere. Da, și mai ales Andrei, zi-mi și mie cum să mă căsătoresc. Crezi că mai bine în iunie sau mai bine? Avem oportunitate în iunie și avem oportunitate în septembrie. Și zi-mi cum crezi că e mai bine? Și eu zic, clar, în septembrie. Da, dar de ce? Vremea? Nu, mă, ai două luni în plus de libertate. Bună! Și asta mi-aduce aminte de soț și soție și soțul vine acasă cu unul dintre cei mai buni prieteni ai lui. Și asta când îl vede, știi, zice, de ce n-ai anunțat? De ce l-ai adus pe ăsta aici? Casa nu este măturată, nu e curat, mâncare n-avem în frigider, de ce l-ai adus? Păi stai liniștită, că de-aia l-am adus. Mâine vrea să se însoare. Da.
Dacă tot ai spus de Monopoly, vreau să vedem un material despre cum achiziționezi tu întâi o casă, după care două, după care cinci, după care iei strada și da, o să vedem. Cred că sunteți doi care vă place să jucați Monopoly în realitate, tu și cu Țiriac. În rest, nu mai știu pe altcineva. Hai să vedem materialul după care comentăm. Îți cam place în Palatul Parlamentului? Te bate gândul să candidezi? Păi e casa noastră, casa poporului. Lumea casa uită poporului, că cu evenimentele noastre tot timpul încerc să o aduc la adevărata expresie de casa poporului. Corect. Și din câte, bineînțeles, îți aduce aminte, m-ai ajutat cu o voce la salonul împreună imobiliar, cu Magda Catone, în unde? Care spuneam la era casa ceva poporului. Casa poporului. Da, adică casa noastră, nu, dragă, e casa așa poporului, așa îi se spune, casa poporului. Și ea trebuie redată, pentru că este, din punctul meu de vedere, cu bune și cu rele, este un spectacol. Și am înțeles lucrul ăsta când am fost la Sydney și am văzut opera lor, în care au lucrat tot așa vreo 40 de ani, în care au avut, pentru că au lucrat 40 de ani pentru că au tot depășit bugetele, o poveste similară, cumva o rușine cumva a lor în mijlocul orașului până a devenit ceea ce este. Și când s-au pomenit cu ea, acum ce să facă? Că și nouă ne e cumva rușine și lor le era rușine, dar spre deosebire de noi și-au dat seama că e acolo în mijlocul orașului și trebuie să o promoveze și este o generatoare fantastică de buget. Și-au ridicat-o la rang de spectacol. Culmea este că străinii care vin în România văd un spectacol în ideea și în ceea ce se întâmplă în Casa Poporului și noi așa o dăm iarăși sub preș și o băgăm, e o rușine a cauza comunismului și nu trebuie să vă uitați la ea. Dacă tot o avem acolo, trebuie să s-o potențiezi, că e a noastră până la urmă, e ca și cum, nu știu, ai un copil, dacă cum este, îl potențezi și ești mândru de el pentru că e copilul tău până la urmă. Cu sacrificiul nostru s-a făcut
Nu a făcut-o Ceaușescu el singur, jucându-se cu Lopățica și cu Grebla. Și trebuie să avem cât mai multe evenimente acolo și de aceea mă bucur de câte ori pot să fac acolo un eveniment, pentru că este un spectacol din toate punctele de vedere pentru cei care vizitează evenimentele noastre acolo. Tu mai mult decât atât ai folosit și dependințele, ca să zic așa. Nu te-ai limitat doar în incinta Palatului Parlamentului, Casei Poporului, cum îți place ție să-i spui și cum așa ar trebui să-i spunem toți. Ai dus spectacolul și chiar și în afară, pe acele peluze extraordinare, mi-aduc aminte, a fost un festival de mâncare și de băuturi, în care erau două scene, în care oamenii stăteau pe pufuri, adică mă gândesc, apropo de spargerea asta a imaginii de clădire comunistă în care nu aveau acces oamenii de rând și am văzut o voluptate, o plăcere imensă a oamenilor să stea în fața Parlamentului pe un puf din ăla, pe un sac, pe iarbă și să asculte un jazz, să asculte o muzică chill, așa, să mănânce fine dining, în traducere liberă pentru cine știe, mațe fine. Da, e vorba de Wine and Street Food Festival, organizat de Oana, nașa ta, fosta mea prietenă. Fosta ta prietenă, actuala mea în colaborare soție, cu fina ta. Împreună cu fina mea, evident, cu soția. Cu cele mai importante crame, cu degustări de vinuri. Adică lor le-a plăcut extrem de mult acest eveniment. Chiar ieri îmi spunea Oana că îi e dor de povestea aceea. De când a venit pandemia, odată din cauza pandemiei și doi din prisma faptului că fațadele Palatului Parlamentului se renovează, drept pentru care e în zonă de șantier și nu se poate pe peluză deocamdată. Acum sper să se termine odată și odată, să nu fie. Dacă nici ei n-au buget pentru asta. Dar nu se știe cât va mai dura, dar într-adevăr era un eveniment absolut spectaculos. Sărim înapoi la nunți. N-am cum să nu profit de prezența ta aici, pentru că tu ești cel care știe culisele unor nunți. Care a fost cea mai, ca să trec direct la subiect, extravagantă cerere a vreunei mirese sau vreunui mire excentric, plin de bani. Nu știu, mă gândesc la nivel de elicoptere sau ți-au cerut stripper sau înghițitori de flăcări. Nu știu. Cred că de toate au fost și cred că fiecare cu emoție. În anii, nu vreau să dau numele, tot așa o persoană publică, în 2002... Discreția face parte din brațul voastră. Absolut. Și suntem cumva aleși pe acest considerent. Andrei, care mi-este apropiat cumva de activitate, știe chiar că eu am foarte multă încredere în oameni și vreau să am un mediu foarte prietenesc în firmă, dar și de încredere. Și de mult timp era o regulă că era extras câte un angajat care se ducea lunar la detectorul de minciuni, întreba doar dacă a mințit firma. Era un mod tot așa out of the box, cum eu când cum am auzit prima oară am fost foarte șocat, recunosc. Și spre bucuria tuturor colegilor, pentru că la noi nu există nicio emoție, n-a fost niciodată o emoție că ne mințim, că ne furăm, că se întâmplă ceva, că e un mediu foarte relaxant și foarte prietenos și foarte sigur în același timp. Inclusiv lucrul acesta, discreția, ne-a făcut să fim aleși de foarte multe personalități care nu au vrut să se afle ce și cum. Chiar mi s-a părut, pot să spun o poveste, iarăși nu vreau să dau nume, o nuntă celebră pe care am organizat-o. Am bătut palma să fie în locația X, în data Y, și mi s-a spus să nu spun nimic mai departe. Să nu afle soția lui. Asta, exact. Asta la ora 18, vorbim de acum ceva ani. A doua zi dimineață, știm cu toții că la ora 18, cumva, redacțiile ziarelor sunt închise. Nu prea se mai poate schimba ceva la ora 18. Deci la ora 18 noi am bătut palma. Pentru că nu aveau cum să mă controleze 100% că nu se va transpira în presă informația pe care tocmai o bătusem și știam clar că așa va fi. A doua zi, în trei ziare de prestigiu, cele mai de prestigiu ziare ale noastre, au apărut trei articole în care X, de vorba de X,
își face nunta într-o altă locație, la o altă dată, în al doilea ziar, altă locație, altă dată, în al treilea ziar, altă locație, altă dată. Din burtă, puneau de la ei. Eu, dacă aș fi venit cu a patra locație, cu a patra, care realmente era adevărat, toți ar fi spus, bă, ne lași. Iar vii și, noi tu deja locațiile. Și tu cu a patra variantă, deja e penibil. Pentru că a fost un mod foarte smart de dezinformare în care eu am rămas uimit cum unii au acces la asemenea nivel să facă lucrurile. Revenind, da, am fost aleși și am primit tot felul de cereri, iar în 2002, când am făcut o nuntă foarte grea și foarte importantă, am fost învățat că nu există, nu se poate. Erau niște vedete în care bugetul nu conta, dădeau de înțeles, dar nu vreau să audă nu. Și mi-au dat un challenge și au zis să vrem 6 cai, să fim o caleașă cu 6 cai albi. Mamă! Lucru care, ok, 6 cai, se găsește 6 cai albi. Dar aprofundând subiectul, pentru că noi cumva trebuie să devenim experți până și pe cai și caleașcă, am ajuns inclusiv la prietena ta la circ să mă sfătuiesc Brândușa. Și am ajuns atunci și de la ea să aflu o părere și mai mulți experți mi-au zis și din jandarmerie, pentru că aveau și ei anumite programe cu cai și așa mai departe, și mi-au explicat că nu există să pui 6 cai care nu au lucrat 10 de ore împreună ca să că treagă la o calașă, că nu se înțeleg. Și dacă nu există, în România așa o pregătire, tu nu poți să pui și să exersezi în 2 luni cai să tragă. Și atunci singura variantă pe care am găsit-o a fost la Budapesta, era cea mai ieftină variantă, să aduc de acolo și clientul a zis... De unde? Budapesta. De la Budapesta. Nu, în sensul că m-am gândit că, uite, lui Salvador Dalí a ieșit la Barcelona chestia cu cai, cu 6 cai albi. Și clientul mi-a spus mulțumim, dar e prea extravagant prețul, nu și-are rostul. Dar clienții asta ne-au învățat că nu există, nu se poate și noi tu vrem ai să venit le... cu soluția. Exact, acolo, și noi vrem să le dăm doar varianta. Se poate orice, trebuie sigur să fie și să-și permită și să-și dorească să investească banii aceia într-o extravaganță. Sigur că am avut și... mai ales că locația, pentru că avem lângă Pădurile Regale o locație, nu vreau să-i dau numele, mare, în care ai unde să aterizezi cu elicopterul și este printre puținele locații unde poți face lucrul acesta, pentru că este un câmp mare. Am avut nunți în care au venit cu elicopterul, am avut nunți la fel cu foc și figuri și iarăși lucruri care după colectiv ne cam stă inima în zona aceasta și încercăm să fim cât se poate de safe și să facem lucrurile cum trebuie. Deci și ne plac aroganțele, pentru că îți dai seama dacă oamenii, mulți dintre ei zic, sunt plictisit de nunți, da. Îți dai seama noi după 25 de ani cam cum suntem vis-a-vis de nunțile standard. Deci încercăm tot timpul să ieșim din standard, încercăm să facem ceva deosebit, ceea ce nu e deloc greu, pentru că orice mireasă își dorește o nuntă unică și atunci vine cumva pe dorința noastră de a face de fiecare dată altceva. Iar acest altceva, am vorbit de niște rețete extravagante din punct de vedere financiar, dar ele pot fi haioase și faine și speciale, nu prin buget, ci prin idei originale. Da, tu în general faci spectacol din nuntă și ai dus la rang de artă unele nunți. Unde ți s-a permis? Unde ai avut din ce să faci? Când bugetul... Mi-a plăcut expresia aceea pe care ai spus-o, nu se pune problema banilor. Nu multe cupluri, adică bănuiesc că ai dat și de cupluri mai modeste care își doreau aceleași lucruri, dar nu își permiteau. Și cum îi privești? Cum vin la tine unii care, doamne, știm că poate nu ne permitem o agenție de genul ăsta, dar totuși am vrea aceasta. Cum reușești să-i ajuți? O agenție de nunți trebuie privită ca un mall. Au, cum? Mall-ul este un loc luxos în care se bagă foarte mulți bani, dar este pentru toată lumea. Poți să-ți cumperi și poșetă de 10.000 de euro și poșetă de, nu știu, 100 minim, de lei. Nu cunosc, 100 de lei. Da. Nu ai de ce să nu intri în mall. Înainte să te duci poate în altă parte și să-ți cumperi. Dar mall-ul, intratul în mall nu costă. Văzutul nu costă.
experiența pe care o ai în mall după ce te duci prin toate magazinele și ești mai informat de acolo, iarăși nu costă. Că vrei să cumperi sau nu vrei să cumperi din acel mall, nu ai de ce să nu intri și nu ai de ce să nu întrebi, pentru că poți avea surprize plăcute și poți vedea că într-un mall scump poți găsi același produs care îl găsești mai ieftin decât în satul nu știu care, în magazinul nu știu care, într-un magazin foarte ieftin, dar care poate avea același produs mult mai scump. Trebuie verificat și trebuie încercat. Deci noi nu suntem scumpi, noi suntem cei care vă pliați pe bugetele clienților. Da, sigur că prin ceea ce a apărut în presă și prin ceea ce vorbește lumea, iese în evidență, așa cum ai întrebat și tu prima întrebare și o știm deja, extravaganțele. Și evident că nu oricine are bani de extravaganțe scumpe. Da. Dar există, repet, idei extravagante și drăguțe, gratuite. Au existat nunți, ultima întrebare despre nunți și ne mutăm după aia în alt domeniu, au existat momente inedite în sens negativ, adică să nu se termine nunta, să fugă mireasa cu nașul, nu știu, să n-aibă finalul, să n-apuce tortul, să n-o mai aducă înapoi după ce au furat-o. Am avut o... S-au certat soacrele între ele. Am avut cu 3 zile înainte un cuplu care nu a mai făcut nunta pentru că ea a aflat printr-un SMS de la o bună prietenă că el are un copil dintr-o fostă căsătorie sau fostă relație. Și s-a anulat nunta cu 3 zile înainte. Michael Jackson. Dar îți dai seama ce înseamnă, știi, și o bună prietenă care să facă lucrul ăsta. Cred că ea era de fapt cu ochii pe el, exact. Și nu știu cum să scoată pe ea din decât. Am aflat scene comice în care când intri la noi la agenție, te primește un wedding planner, te invită într-o sală. Și nu e Jennifer Lopez, nu? Și nu e Jennifer Lopez, avem fete mai drăguțe decât Jennifer Lopez. Ce frumos! Sper să se uite colegele tale la emisiune. În momentul în care te așezi la acolo, evident încep întrebările și fiecare vine mai mult sau mai puțin cu temele făcute, dar împreună cu wedding planner-ul începe să sape, să croiască nunta mult visată. Și se așează un cuplu, el era puțin fascinat, cu ochii fascinat și speriat unde e și ce este. Și wedding planner-ul întreabă, da, spuneți-mi, la ce v-ați gândit? Și domnișoara zice, aș vrea să-i spuneți prietenului meu cu ce vă ocupați și ce faceți. O întrebare atipică. Și el zice, nu știa unde venise. Păi noi suntem firma X, suntem cea mai veche agenție de nunți, ne ocupăm de nunți, eu sunt wedding planner-ul dumneavoastră și dacă v-ați gândit unde să faceți nunta și cum și ce fel, la care el se blochează, se uită așa în gol, panicat, se ridică și o ia, pleacă, semi-fugind. Și ea după el, stai iubi, stai, nu te supăra, trebuia să spun cuiva, nu trebuia să, trebuia să spun cumva că vreau să ne căsătorim. Doamne, l-a adus direct la... Și-au plecat fugind unul după altul, el primul, ea după el și nu i-a mai văzut nici până în ziua de astăzi. Doamne, asta chiar e de film. Da, deci, dacă o vezi într-un film, zici că nu e adevărată. Fetele sunt originale. Mai trebuie să vedem un material cu tine, pentru că tu, dacă n-ai apucat să cumperi casele respective de la Monopoly în realitate, ai făcut spectacol până și din asta. Pe lângă nunți, îți organizezi un târg de unde oamenii își vând sau cumpără casa mult visată. Tu de obicei mergi pe visurile oamenilor, nu? Nunta mult visată, casa mult visată și mai vorbim despre visuri. Vedem materialul și ne povestești. Un banc cu locuințele, știi?
Câte case se vând de obicei la un târg din ăsta? Este o perioadă, este o perioadă grea, da, se vând sute de case, sute de la, case? La astfel păi de evenimente. Nu se vând mii de case pentru că n-au bani, ar fi trebuit să se vândă mii de case, așa se vindeau în perioada bună, cam așa se vând. Dar din cauza creditărilor, sigur, și nivelul de cumpărare a scăzut. Dar iarăși, cum spuneam mai devreme, așa cum faci cu mall-ul, este obligatoriu să te duci la un salon imobiliar, pentru că acolo găsești absolut toate ofertele și de la dezvoltatori și de la persoane fizice și de închirieri și de cumpărări. Toate, și mai ales că vin, toți ies în cadrul acestor evenimente cu prețuri speciale. Eu mi-aduc aminte foarte tare, mi-aduc aminte de un moment în care, de ce spun că nu te perii, nu că ești un nașul meu, că faci din orice eveniment un spectacol, ai reușit să convingi într-un an, nu mai știu, an de zile în urmă, un dezvoltator să-ți ofere un apartament, să-ți ofere, nu ție, să-l ofere târgului, cu posibilitatea ca unul din zecile de mii de vizitatori pe perioada, nu mai știu, 3 zile sau câte erau, un weekend întreg, de vineri până duminică, toți la intrare primeau câte o cheie. O cheie de ușă. Pe scenă era o ușă reală cu o broască, la fel de reală. Una din zecile de mii de chei pe care oamenii și le trăgeau se potrivea la acea ușă. Ei bine, regula era că cine va deschide acea ușă intra în posesia acelui apartament. Eu vă mărturisesc, deși este aici și el mă cunoaște de ani de zile, nu l-am crezut să zic, ai mă, e clar, nu e niciuna, nu se potrivește nicio cheie, sau casa, dacă este tot a dezvoltatorului și el și-a oprit o cheie, eu îi dădeam toate shortcut-urile astea românești. Să uita Alin așa la mine și chiar nu crezi, chiar n-ai încredere în mine? Nu, uite, nu... Doamne, și în, nu mai știu, parcă în ultima zi s-a luat, eu stăteam acolo și îmi prezentam și mă uitam, eram curios să văd. Doamne, la un moment dat s-a deschis ușa. Nu vă spun, pe de o parte, ce vedeam eu în ochii oamenilor, dorința de a se deschide la toți, la majoritatea, și pe de altă parte, acel unul singur care a reușit, avea stupoarea aceea pe față, nu-i venea să creadă că el este norocosul. Mai mult decât atât, ca să închid povestea, am promovat la următoarea ediție reportaj făcut cu familia aceea pe care eu o văzusem cu ochii mei, care deschisese ușa, care se mutase în cartierul respectiv. Ți-aduce aminte? Cum ai reușit să-l convingi pe omul ăla să-ți dea o casă? Totuși, costa, indiferent. A fost o promovare. Și era într-un blog nou, într-un blog rezidențial. A fost o promovare susținută și de ei și de noi, dar asta încerc pentru că lumea nu mai crede în premii și încerc să fac lucrurile astea și să vadă că sunt pe bune. La fiecare ediție oferim 5.000 de euro garantat unuia care intră și este extras la sorți de către public de față cu ceilalți, un dintre cei circa 7.000 de vizitatori cât avem la un târg, pe de o parte. Pe de altă parte, oricine cumpără, în afară de ofertele pe care le dau dezvoltatorii, bugetul pe care atunci l-am dat într-o casă, încercăm să susținem acest eveniment, cel puțin acum când le este și dezvoltatorilor greu și oamenilor greu, și pentru că vrem să susținem acest eveniment și să rămână, oricine cumpără un apartament găsit la salonul imobiliar primește de la noi 500 de euro pentru a-l ajuta să cumpere acel... Ce tare! Mă reîntorc la pasiunile tale, pentru că am văzut în primul calup, primul material, imagini, sigur, majoritatea foarte frumoase, mai puțin cu robotul de la Cotroceni. Nu știu cum de-au lăsat acea poză cu tine, dar am văzut, ai lucrat, colaborat și ai fost premiat de către mari personalități ale țării, cum ar fi Principesa Margareta, pentru că tu ești furnizor al casei regale și nu mulți se pot lăuda cu titulatura aceasta. Te-am văzut alături de domnul Țireac, era normal că voi între voi sigur să faceți poze oricând. Radu Negreanu, zic bine, marele campion de poker? Nu, Negreanu. Negreanu. Daniel Negreanu. Daniel Negreanu. Este de origine română. Și așa cum noi amândoi împărțim aceeași pasiune, am fost la lansarea
site-ului pe care el îl promovează și a venit în România, ocazie cu care ne-am cunoscut și am schimbat câteva păreri despre poker și am făcut și acele fotografii. Ți-a dat câteva secrete de nebastul tot timpul la poker? Hai, te spune acum, că o să se uite și prietenii noștri. Zi-mi clar, ce ți-a spus? Că este un joc de noroc sau un joc de știință? Pokerul, am doi băieți și pokerul te învață extrem de multe, lăsând gluma la o parte și norocul. Te învață realmente să știi să gestionezi o victorie, o mână câștigătoare, te învață să gestionezi o pierdere, te învață tot timpul să-ți calculezi șansa și dacă tu joci corect, norocul că este un joc de noroc sau de ghinion, este de statistică foarte mult, dar odată ce ai făcut statistica, niciodată nu trebuie să-ți pară rău dacă ghinionul a făcut să se întâmple lucrurile așa și să mergi mai departe, te învață să citești oamenii. Da, cred eu, capacitatea în momentul când vorbesc cu o persoană și are o cifră în gând într-o negociere să cunosc acea cifră fără să deschidă gura, știu ce își dorește și știu unde vrea să ajungă sau cât de mulțumit este de ceea ce spun sau cât de nemulțumit este de ceea ce îi spun. Citești pe față, corect. Deci toate lucrurile acestea, cred că pokerul este extrem de util. Sigur, jucat, așa cum știi foarte bine că seriile pe care noi jucăm ne costă mai mult pizza decât ce ne jucăm acolo, ne învârtim, fisele. Că nu fisele sunt valoarea. Ci modul de a ne simți bine și modul de a simți toate lucrurile acestea, care, repet, copiii mei, minori fiind la acea vreme, i-am aruncat în gura cu lei între prietenii mei care știu să joace, pentru că a fost o lecție și este o lecție foarte bună. Pe lângă poker, am văzut, eu mai știu despre tine, pasiunile tale, despre sporturile de iarnă, știi să schiezi, dar se pare că nu ți ajunge zăpada, vrei să o faci și ai făcut-o și pe apă. Vedem câteva imagini cu tine și să ne spui și nouă dacă e greu și cât ți-a luat să înveți să schiezi pe apă. Am observat o chestie pe care n-a observat-o nimeni. Tu la Monopoly ai câștigat și lacul, că văd că erai singur acolo, n-am mai văzut pe nimeni stânga-dreapta. Era înainte să-l cumperi sau după ce ai cumpărat lacul? L-a pus de soare pe Snagov, din fericire, destul de gol. E foarte relaxant pentru tine, ca un tânăr antreprenor, nu? Să faci sportul ăsta? O fac și recomand oricui. Pentru că, spre deosebire de schi, pe care și schiul practic de la 6 ani și îți dai seama ca și schior imediat, dacă persoana aceea, schi vorbesc, nu snowboarding, dacă schiază de mic, dacă s-a apucat târziu, sunt niște mișcări pe care dacă nu le înveți de mic, de copil fiind, nu o să înveți niciodată să schiezi ca lumea. În schimb, wakeboarding-ul te ajută și în circa o ședință are maxim 10 minute, că te rupe după 10 minute. E solicitantă. Dar după 4-5 ședințe, te ții cam cum m-ați văzut pe mine, că mă țin acolo. Toată emisiunea, pentru că ne apropiem de final, m-am gândit să-ți spun un banc pe care tu să nu-l știi, dar care să fie legat de nuntă, de fenomen. Și abia acum, la final, uite, Dumnezeu mi-a dat până la urmă inspirație. Sper din tot sufletul să nu-l știi. El îi spune ei: te rog, mi-ai spus, iubita mea, mi-ai spus că după căsătorie mă lași să ies la bere cu băieții. Da, mă, ți-am promis, dar așteaptă și tu să ieșim din biserică măcar.
Și tot, știai, vulpe. Și tot așa, apropo de ce spui tu, ei ajung în rai și bucuros, ea îi spune lui, uite cât de frumos aici, uite cum ne vom petrece eternitatea și fapt, uite-te acolo și norișorii și îngerașii și toate cele, ce frumos va fi să stăm împreună în eternitate, la care el, stai, alta a fost vorba. Care? Ni s-a spus clar, până ce moartea ne va despărți. S-a terminat contractul. Aniversare, 25 de ani de căsătorie, ea intră peste el în dormitor și îl găsește cu certificatul de căsătorie. Vai, iubitule, ce romantic! Tu la 25 de ani să te uiți pe certificatul de ce romantic pe naibii! Mă uit să văd când expiră! Și tot așa, el 25 de ani și se intră în cameră și el era foarte amărât și zice, de ce ești așa amărât? Mai ții minte acum 25 de ani cum s-a întâmplat? Da, acum 25 de ani când tu aveai 17 ani și tatăl tău a intrat peste noi și când a văzut ce facem a zis, ori mă bagă în pușcărie pentru corupere și violare de minori, ori te iau de soție. Da, și eu am ales să prefer să mă căsătoresc cu tine decât să mă bage în pușcărie. Știu, iubitul meu, dar de ce e supărat? Azi aș fi fost liber. Mă eliberau! Excelentă, excelentă! Îți mulțumesc tare mult că ai venit la Bank Show. Alin Caraman, dragii mei, apelați cu încredere la experiența lui în orice domeniu. Îți urez succes în toate proiectele tale și în ceea ce ne privește, îți doresc din tot sufletul să fi fost singura nuntă la care am participat. Știi că avem mână bună și asta este un lucru bun. Nunțile, într-adevăr, în care mă implic, nu se întâmplă de mai multe ori. Mulțumesc mult, Alin, că ai venit. Dragii mei, asta a fost în seara asta, lecții despre business, dar ne-am și distrat. Până data viitoare, nu uitați să râdeți, dragii mei, pentru că o zi în care nu râdeți este o zi pierdută. Pe curând!